urmărim imagini direct de la Instanța Supremă, momentul în care Liviu Dragnea ajunge așadar la Înalta Curte de Casație și Justiție, ultimul termen al procesului, foarte mulți protestatari. Ascultăm ce se întâmplă în continuare acolo. Incredibile aceste imagini, doamnelor și domnilor, momentul în care președintele PSD ajunge la Instanța Supremă întâmpinat de zeci de protestatari, este protejat practic de forțele de ordine pentru a putea intra în sediul Instanței Supreme. La ora 11 începe termenul de judecată, vă reamintesc, este ultimul, foarte posibil să se amâne în condițiile în care se așteaptă decizia CCR și revedem din nou aceste imagini. Se vede foarte clar momentul în care Liviu Dragnea a fost înconjurat de jandarmi pentru a reuși să scape de mulțimea de protestatari. Întrebare, de ce aveți nevoie de jandarmi? Cred că imaginile sunt mai mult decât grăitoare. Liviu Dragnea, așadar, momentul în care intră în curtea Instanței Supremă, înconjurat de jandarmi după ce s-au adunat zeci de protestatari. Mare parte dintre ei sunt cunoscuți ca fiind membrii ai comunității Rezist și prezenți la toate termenele de judecată. Stăm de vorbă în aceste momente cu analistul politic Alex Coita. Domnule Coita, bună dimineața! Bună dimineața! Prima întrebare este, cum comentați ceea ce se întâmplă în aceste momente la Instanța Supremă? Da, în primul rând trebuie spus că nu e nimic nou. De fiecare dată când Liviu Dragnea se prezintă la un termen pentru procesele domniei sale, avem același spectacol demn, din punctul meu de vedere, de o țară din America Latină, nu de un stat din Uniunea Europeană. Este regretabil că au loc aceste ambuscade, aceste vociferări, acest circ în fața instanței, pentru că, până la urmă, el poate fi interpretat și ca o formă de presiune efectuată asupra judecătorilor care trebuie să decidă în speța domnului Dragnea. Dar, din păcate, asta este situația în care s-a ajuns în România, cu o societate foarte polarizată și cu factori politici care se folosesc de emoțiile colective pentru a genera capital electoral. Tocmai în condițiile în care se protestează de mai bine de 2 ani de zile pentru justiție, pentru independența justiției, pentru prezumția de nevinovăție, cum putem bănui că un judecător îndrăznește să dea o decizie contrară a ceea ce se întâmplă în aceste momente în afara instanței supreme, așa cum spunea și dumneavoastră, la fiecare termen de judecată de altfel? Da, evident, eu nu pot decât să reafirm încrederea în sistemul justiției în România, în pofida numeroaselor probleme care au fost semnalate de-a lungul ultimilor ani. Am convingerea că există mulți oameni buni în acest sistem și că toată această presiune politică va înceta la un moment dat. Deci nu pot decât să sper că orice soluție vor da judecătorii de la Înalta Curte va fi o soluție corectă și care să nu facă și mai mult rău României de astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule Coita.